A fost scandal aseară pe o stradă din Buzău, acolo unde trăiește o comunitate mare de romi. Patru bărbați înarmați cu băte și cuțite au intrat în casă peste o familie rivală. Potrivit polițiștilor, scandalul a pornit pe fondul consumului de alcool, dar și al unor neînțelegeri mai vechi, începute în Suedia, acolo unde fuseseră plecați romii. Zeci de polițiști și jandarmi au intervenit ca să potolească spiritele. În urma altercației, doi bărbați au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar o fată de 13 ani a fost transportată la spital cu tăieturi la o mână. Șase persoane au fost ridicate și duse la audieri.